Pentru cei 257 de pacienți din județul Iași, medicația este asigurată de Spitalul de Boli Infecțioase cu finanțare de la Ministerul Sănătății. Aprovizionarea este făcută lunar, însă până joi la prânz, spitalul nu primise cei 750.000 de lei, suma necesară pentru refacerea stocului. Am luat măsurile care le avem noi la îndemână, adică am adus la cunoștința Direcției de Sănătate Publică, prin care vine această finanțare. Ideal ar fi ca în următoarele două zile să primim nota privind finanțarea, pentru ca să avem timpul fizic necesar să facem comenzile pentru a ne aproviziona cu medicamente. În aceste condiții, de luni 13 ianuarie, o serie dintre medicamentele pe care trebuie să le ia zilnic un bolnav se termină, așa că eficacitatea tratamentului va fi aproape nulă. Programul Național de Tratament pentru HIV-SIDA este suportat de Ministerul Sănătății, care trebuia să anunțe până acum sumele alocate. Ministerul Sănătății a făcut deja o solicitare Spitalului de Boli Infecțioase pentru realizarea unui necesar, astfel încât în perioada imediat următoare, desigur, Ministerul va trimite fondurile necesare pentru acest program. În evidența Centrului Regional HIV-SIDA de la Iași sunt 1438 de pacienți din toate județele Moldovei. Dintre aceștia, 70 de cazuri au fost nou depistate în 2013.